gândesc la tine de vreo 3 zile. Bun, deci fii atent, am citit un interviu despre secretul relației dintre tine și partenerul tău. Că nu știi dacă a fost mâna destinului, eu nu știam că voi ați stat despărțiți. Eu am avut impresia că voi ați fost împreună, together, până la final, nicio problemă, floricile unicorni. Am scris un articol întreg pe blogul meu, cred că a fost citit și răscitit acel articol. Da, dar lucrurile în viață se întâmplă cu un scop clar și nimic nu e întâmplător. Și acea pauză a fost clar de bun augur, după cum se poate observa, că suntem din ce în ce mai bine. Cum ai fost tu în pauza aia? Mă interesează sentimentele tale din pauza aia, ca de la femeie la femeie. Cum să fiu? Perseverentă. Asta, așa am fost. Să mai mult pe proiectele tale sau te gândeai cumva, mă, dacă e să fie, va fi, nu încerc să forțez? A fost perioada cu cele mai multe concerte din viața mea. Clar eram focusată pe ce aveam de făcut la momentul respectiv. Nu pot să zic că mă gândeam ce să mai fac ca să fie bine. În schimb pot să zic cu certitudine că eram convinsă că o să ne împăcăm și că o să fim împreună. Adică nu mi-am pierdut nicio secundă drumul. De voi vorbeați în perioada aia? Mai vorbeam din când în când, na, mai aveam la partaj de împărțit anumite lucruri. Mai vorbeam din când în când, că na, după o relație de aproape 4 ani, mai vorbești dacă nu s-a terminat cu niciun scandal, așa că, na. Mi se pare foarte interesant că știai că o să vă împăcați asta și că, că noi femeile avem uneori tendința să fim serioase și realiste, să plângem în pernă și să zicem nu se mai întoarce și ce facem acum? Păi a fost perioada de doliu, căci așa se numește, perioada de doliu a fost clar și la mine, vreo 2-3 luni, dar după aia a trebuit să mă adun și să mă repoziționez în așa fel încât, adică mi-am dat practic seama că dacă eu o să fiu bine în viața mea, lucrurile se vor așeza cum e scris să se așeze, însă da, asta a fost dorința mea și asta e ce am visat că se va întâmpla și uite că s-a întâmplat.